Bine v-am regăsit! Pentru astăzi v-am pregătit o scurtă practică de yoga care o să vă ajute să vă relaxați și să aveți un somn mai liniștit. Încrucișăm picioarele în față, picioarele sunt încrucișate cât mai comod. Eu vă recomand să vă puneți sub șezut o pernă sau un bloc de yoga, astfel încât să stați mai comod, să nu puneți presiune pe genunchi și în același timp acest lucru o să vă ajute să țineți spatele mai drept și umerii să fie departe de ureche. Bun. Inspirăm, expirăm aici, buricul se trage spre coloană, umerii sunt departe de urechi, punem palmele pe genunchi, închidem ochii. Inspirăm profund pe nas, expirăm pe nas. Inspirăm pe nas, umplem plămânii cu aer. Expirăm pe nas. Inspirăm. Expirăm. Ducem toată atenția noastră în interior. Și scanăm corpul din cap până în picioare. Observăm ce senzații avem în corp, cum ne simțim și încercăm să ne detașăm de toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul acestei zile. Lăsăm toate acele lucrurile care s-au întâmplat deoparte. Suntem acum și aici și nu ne mai gândim la toate problemele pe care le avem, la neplăcerile din viața noastră. Lăsăm toate aceste lucruri neplăcute la o parte. Acum este timpul nostru pe care îl dedicăm doar nouă. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm profund pe nas. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Dăm tot aerul afară din plămâni. Încet revenim în spațiul în care ne aflăm și deschidem ochii. Bun. O să ducem bărbie în piept și o să rotim capul de la dreapta la stânga. O să încălzim gâtul. Încercăm să nu modificăm respirația și să nu o reținem. Continuăm să respirăm aici. Inspirăm în momentul în care capul este sus, expirăm când capul este jos. Când am revenit în centru, schimbăm sensul. Inspirăm sus, expirăm jos. Inspirăm pe nas, expirăm pe nas. Și ultima dată, inspirăm, expirăm. Ducem brațele în față, rotim palmele sus spre tavan, aducem palmele spre umeri și în față. În tot acest timp, spatele este drept, umerii sunt departe de urechi. Încălzim coatele. Rămân palmele pe umeri și rotim umerii în spate. Și acum în față. Zâmbim. Bun. Acum o să aducem mâna dreaptă peste mâna stângă. Încrucișăm și lipim palmele. Dacă cumva simțim că nu putem să lipim palmele, ne prindem aici, de încheietură. Și ridicăm brațele la nivelul umerilor. Inspirăm și expirăm aici. Spatele cât mai drept. Ducem brațele în lateral și acum o să ducem mâna stângă deasupra brațului drept și din nou încrucișăm. Putem să ne ținem aici de încheietură dacă nu ajungem
să lipim palmele. Și din nou ridicăm coatele la același nivel cu umerii. Eliberăm. Bun. Dacă am stat pe un bloc de yoga sau pe o pernă, lăsăm deoparte. Scuturăm picioarele. Și acum o să aducem piciorul drept la piept, îl ducem în lateral și aducem înapoi. Încercați să nu duceți piciorul sau să nu deschideți foarte mult, ca să nu vă accidentați. Acum abia încălzim corpul. Coborâți încet, jos, sus. Bun. Schimbăm piciorul, aducem piciorul stâng, coborâm și ridicăm. Inspirăm și expirăm profund, nu uităm să respirăm. Deschidem picioarele la nivelul șoldurilor, coborâm stânga, dreapta. Deschidem picioarele și mai mult și din nou coborâm dreapta, stânga. Simțim cum se deschid. Cum se deschide bazinul aici. Bun. Aducem picioarele împreună și o să ne sprijinim pe genunchi și pe palme. Nici o practică de yoga fără cat-cow. Palmele sunt sub umeri, încheieturile și umărul sunt pe aceeași linie, iar picioarele sunt deschise la nivelul șoldurilor. O să inspirăm, o să ducem capul sus și buricul tragem spre saltea. Expirăm, curbăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm sus. Expirăm, curbăm coloana. Bun. Acum o să aducem șizutul pe călcâi. O să deschidem picioarele la nivelul salteluță și din aproape în aproape o să mergem în față. O să întindem brațele în față și o să punem pieptul pe saltea. Și o să rămânem aici câteva momente. În poziția copilului, variantă extinsă. Ușor, ușor. Revenim și o să ne punem pe abdomen. Aici. Umărul este deasupra cotului. Picioarele sunt active. Rotim ușor umerii în spate, scoatem pieptul în față.
suntem în poziția sfinxului. Împingem în coate, împingem în palme și împingem cu bazinul în saltea. Încordăm atât de tare picioarele încât genunchii să se ridice de pe saltea. Inspirăm și expirăm aici, rămânem aici câteva momente. Dacă aveți probleme cu zona lombară, picioarele sunt deschise, mai deschise, iar dacă nu aveți probleme cu zona lombară, puteți să apropiați picioarele și să rămâneți aici. Varianta cu picioarele mai apropiate este un pic mai dificilă, fiindcă aici se pune o presiune mai mare pe zona lombară. Dar împingeți cu bazinul în saltea și totul o să fie bine. Inspirăm și expirăm aici. Putem să închidem ochii. Ușor, coborâm, punem palmele în față și punem fruntea pe palme, ne relaxăm. Revenim, ducem mâna stângă în dreapta, mâna dreaptă în stângă, practic facem așa, încrucișăm brațele și stăm aici. Ușor revenim, am avut brațul drept în față, dreptul stâng în spate, acum o să schimbăm. Merge brațul drept în spate, brațul stâng o să fie în față și din nou rămânem în aceeași poziție. Ușor, ușor o să revenim, o să ne ridicăm și din nou refacem aliniamentul. Umărul este deasupra încheieturilor, picioarele sunt deschise la nivelul șoldurilor. De aici împingem în palme, împingem în genunchi și mergem în câinele cu capul în jos. Și aici ușor pedalăm. Inspirăm și expirăm, împingem în palme. O să ridicăm piciorul stâng. O să înduim genunchiul. O să-l aducem la piept și o să coborâm între palme. Aici. Putem să rămânem aici, sprijiniți pe degete. Putem să coborâm pe coate sau putem să întindem brațele în față.
O să merg un pic în spate ca să în cap. Aici este foarte important ca oasele ale bazinului să fie orientate în față. Deci, coborâm pe umeri sau întindem în față. Și rămânem aici câteva momente. Ușor, revenim prima dată pe coate, apoi pe palme, ridicăm piciorul stâng și suntem din nou în postura câinilor cu capul în jos. De aici o să ridicăm piciorul stâng, o să-l îndoim, o să-l aducem la piept și să-l aducem în față. Întindem piciorul stâng. Avem grijă ca oasele bazinului să fie orientate în față și aici coborâm ori pe coate, ori întindem brațele în față și rămânem aici. Ușor, revenim, prima dată ne sprijinim pe coate, apoi pe degete, adică pe palme, împingem în palme, ridicăm piciorul sus și coborâm. Coborâm pe genunchi și mergem în postura copilului, variantă extinsă, ne relaxăm aici. Ușor, revenim și ne punem pe șezut. Acum o să îndepărtăm picioarele stânga-dreapta. Îndepărtați atât de mult încât simțiți nevoie că puteți să îndepărtați. Dacă simțiți că nu puteți să stați aici, puteți să îndoiți ușor genunchii. Și de aici încercăm să coborâm în față. Putem să rămânem aici dacă credem că aici este maximul nostru. Putem să coborâm pe coate și să stăm aici. Important este ca în această postură spatele vostru să fie cât mai drept. Dacă simțiți că aici spatele vostru este drept, rămâneți aici. Însă dacă simțiți că puteți să mergeți cu spatele drept mai în față, coborâți mai în față. Și o să rămânem aici câteva respirații.
Aici nu trebuie să simțiți nicio durere, doar întindere. În momentul în care simțiți orice durere acută, vă opriți. Ușor, ușor. Revenim. Ne prindem prima dată aici, de genunchi. Apoi îndoim picioarele. Aducem împreună și îmbrățișăm. Puteți să ridicați tălpile de pe sol. Să țineți picioarele la piept. Bun. Acum, o să coborâm încet, încet, pe saltea, vertebră cu vertebră. O să ducem brațele în lateral. O să ridicăm picioarele la 90 de grade. O să coborâm picioarele în dreapta. Punem palma dreaptă pe genunchi și privirea este în partea stângă, în partea opusă. Și rămânem aici. Ușor, revenim în centru, coborâm picioarele în partea stângă, punem palma stângă pe picioare, întoarcem capul în partea dreaptă și ne relaxăm aici. Puteți închide ochii. Revenim în centru, întindem picioarele, brațele sunt lângă corp, cu palmele orientate spre tavan, închidem ochii și încercăm să relaxăm tot corpul nostru în Shavasana. O să rămânem în Shavasana câteva momente.
ușor, revenim în spațiul în care ne aflăm, mișcăm cleznele, încheieturile, ducem brațele deasupra capului și ne întindem ca și cum ne-am fi trezit dintr-un somn profund. Și apoi, când suntem pregătiți, ne întoarcem pe partea dreaptă, punem capul pe mâna stângă, pe mâna dreaptă, ca pe o pernă. Și apoi ne împingem o mână stângă și revenim înșezut, cu ochii închiși, picioarele încrucișate în față. Aducem palmele în dreptul inimii și ne mulțumim că ne-am făcut timp să facem practică. Mulțumim și corpului nostru că ne-a susținut în această practică. Frecăm palmele, creăm căldură, aducem palmele la față, deschidem ochii în întuneric, zâmbim. Am fost onorată să împart din practica mea cu voi. Namaste! Aceasta a fost practica de seară, o practică liniștită, meditativă, o practică care o să vă ajute să vă relaxați. Sper din suflet că această practică de yoga v-a plăcut și o să vă fie de folos. Vă îmbrățișez cu drag!